Durerea articulară este una dintre cele mai frecvente tulburări care limitează mobilitatea și reduce calitatea vieții de zi cu zi, astfel încât chiar și cele mai mici treburi pot părea de necontrolat. Dacă durerile articulare reprezintă o problemă care te deranjează frecvent, în videoul de azi îți vom prezenta 7 trucuri naturiste care te vor ajuta să ameliorezi acest simptom neplăcut. Dar mai întâi v-aș ruga să vă abonați cei care sunt pentru prima dată pe canalul meu și să faceți click și pe clopoțel. Așa veți afla primii când voi posta un video nou și interesant. Vă mulțumesc! Primul remediu naturist este polenul. Se aplică pe articulația dureroasă sub formă de pastă și ulei vegetal și se lasă pe durata nopții să acționeze. Cataplasmele cu cartofi cruzi și oțet sunt de asemenea de mare ajutor în calmarea durerilor reumatice. Dă un cartof prin răzătoare mare, stropește-l cu oțet cald din abundență și aplică legătura pe zona dureroasă. Ridiche neagră, hrean sau usturoi pisat. Se rade o ridiche, un hrean sau se pisează un usturoi, se întinde pe o bucată de tifon pe care s-a adăugat ulei și se aplică pe articulația afectată, înfășurând bine articulația. Se lasă peste noapte. Tratament cu sare Epsom. Sarea Epsom este bogată în sulfat de magneziu și chiar dacă sună destul de straniu, această substanță este destul de mirifică. Acest mineral natural, sulfatul de magneziu, a fost folosit pentru calmarea durerilor de-a lungul a numeroși ani. Pentru aceasta ai nevoie de o jumătate de cană de sare Epsom, un castron mare și apă caldă. Umple castronul cu apă călduță, adaugă sarea Epsom și amestecă până aceasta se dizolvă. După aceasta, introduc zona inflamată sau dureroasă în amestecul obținut, iar dacă afecțiunile se manifestă asupra unor articulații mai greu de introdus, poți să faci chiar o baie caldă cu sare Epsom. Umple cada cu apă caldă, adaugă 2 cești de sare și bucură-te de cel puțin 15 minute de relaxare în acest amestec. Ardeiul cayenne poate fi benefic și el. Se încălzește ușor o jumătate de cană de ulei de cocos, se amestecă 2 linguri de pudră de ardei cayenne, aplicați-l pe zona afectată și lăsați-l să acționeze 20 de minute și apoi plătiți-l. Repetați de câteva ori pe zi până când vă ameliorați durerea. Cayenne poate provoca inițial o senzație de arsură, nu-l aplicați pe pielea iritată sau ruptă, precum și pe răni deschise. Băile cu pin. Crengile de pin, tăiate bucăți și fierte timp de 2-3 minute în apă clocotită, pot avea efecte miraculoase. Apa rezultată se poate folosi în apă de baie, în care se recomandă să stați timp de 20-30 de minute. Din mugurii de pin se poate face un decoct care se adaugă în apa de baie. Și ultimul remediu naturist de pe această listă este pasta din ghimbir și miere. Se obține din amestecul a 200 de grame de praf de ghimbir cu 2 lingurițe de miere și se aplică pe zonele afectate. Același amestec poate fi combinat cu 400 de ml de apă și băut. Durerile de articulații pot fi prevenite prin abordarea unui stil de viață sănătos și echilibrat. Menținerea greutății în limite normale este primul pas în prevenție, iar persoanele supraponderale sau obeze sunt sfătuite să slăbească. Pe de altă parte, pentru a preveni traumatismele articulațiilor, este necesar ca persoanele care practică sport să poarte echipament de protecție adecvat. De asemenea, exercițiile trebuie executate corect, iar antrenamentele foarte dure trebuie făcute cu multă responsabilitate, de preferat în compania unui instructor, cel puțin la început. Alimentația este de asemenea importantă în menținerea sănătății articulațiilor și aceasta trebuie să fie bogată în fructe, legume, cereale integrale, proteine și lactate, dar și pește, grație conținutului ridicat de acizi grași, omega, esențial pentru articulații mobile și rezistente. Totodată, punctăm că fumatul și alcoolul pot conduce în timp la degradarea articulațiilor, fiind factor de risc în apariția artritei și acutei. Ca întotdeauna, aștept părerile voastre mai jos în comentarii.
Dacă vă place ceea ce facem, dați click pe butonul de share de mai jos ca să vadă acest video și prietenii dumneavoastră sau apreciați-ne cu un like. Pe curând!